Telenovela terminată la secția de poliție la Craiova, o tânără care inițial părea că ar fi fost salvată de doi indivizi care doreau să o răpească, a ajuns să fie amendată. Povestea a ieșit la iveală după ce sindicatul Europol a postat pe pagina sa de Facebook felicitări pentru o patrulă a poliției locale care ar fi salvat-o pe fată de la răpire, trăgând-o pe geam din mașina unor bărbați. În realitate, ea urma să se mărite cu unul dintre ei, dar pentru că nu dorea, a fugit. Supărat, bărbatul a mers după tânără și a băgat-o cu forța în autoturism ca să o aducă acasă. După incident, toți au fost duși la secția de poliție. Acolo, agenții au descoperit că viitorii mire ar fi trebuit să fie în carantină, motiv pentru care au fost amendați cu 1000 de lei fiecare.